Unde sunt extraterestri? Ipoteza pădurii întunecate. O explorare a tăcerii universului. Ipoteza pădurii întunecate este o teorie fascinantă derivată dintr-un set de principii cosmologice menite să răspundă la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii. De ce nu am găsit încă viață extraterestră? Ceau să voi cu Mihnea din Beijing. În acest material vă propun să ne aventurăm în domeniul științifico-fantasticului și al ipotezei pădurii întunecate. Această teorie a fost propusă de autorul chinez Liu Cixin în trilogia sa de mare succes, Problema celor trei corpuri. Numele Pădurea întunecată, care este și titlul celui de-al doilea volum al trilogiei, provine din analogia făcută cu un explorator care străbate o pădure întunecată, neștiind ce pericole ascunde. Aceasta. Fundamentul ipotezei Pădurii întunecate se bazează pe trei adevăruri cosmice. 1. Supraviețuirea este principala motivație a tuturor entităților vii. 2. Resursele universului sunt limitate. Și 3. Din cauza distanței imense dintre stele și viteza limitată a luminii, informațiile despre alte civilizații sunt întârziate și incomplete. Ca rezultat al acestor adevăruri, o civilizație extraterestră ar avea un comportament de autoprezervare. Deoarece aceste civilizații nu pot fi sigure de intenția altora, ar fi înțelept să presupună că toate celelalte civilizații din Univers sunt ostile. Acest lucru conduce la o stare de paranoie cosmică, în care fiecare civilizație se teme de descoperire, deoarece aceasta ar putea duce la distrugere din partea unei civilizații mai avansate. Această ipoteză oferă o posibilă explicație pentru paradoxul lui Fermi, o problemă veche și persistentă în căutarea vieții extraterestre. Paradoxul lui Fermi se referă la contradicția dintre probabilitatea estimată că există viață inteligente în univers și lipsa de contact sau dovezi ale acestei existențe. Ipoteza pădurii întunecate presupune că tăcerea cosmică pe care o întâmpinăm se datorează fricii de autodistrugere. Civilizațiile inteligente ar alege să rămână în tăcere și să evite să transmită semnale în spațiu pentru a nu atrage atenția și nu a deveni ținte pentru alte civilizații posibil ostile. Cu toate acestea, această teorie nu este unanim acceptată în comunitatea științifică. Unii critici susțin că presupune o atitudine antropocentrică, proiectând comportamentele umane asupra altor potențiale forme de viață. De asemenea, teoria nu ia în considerare posibilitatea ca civilizațiile avansate să aibă tehnologii care pot depăși limitările resurselor sau a vitezei luminii. În concluzie, ipoteza pădurii întunecate este o interpretare fascinantă și provocatoare a paradoxului lui Fermi, care ne pune în față întrebări profunde despre natura vieții în univers și despre felul în care ne raportăm la necunoscut. Chiar dacă nu putem să o confirmăm sau să o negăm, teoria ne duce un pas mai aproape de înțelegerea misterului infinit al cosmosului. Recomand cu mare drag trilogia lui Liu Cixin, Problema celor trei corpuri, care a apărut și în România la editura Nimira. Dacă ai citit aceste trei volume, spune spunem în comentarii care este volumul tău preferat. Al meu este cu siguranță volumul 2, Pădurea întunecată, menționat în acest material. Ciao! Pe curând, sunt Mihnea din Beijing.